Salut, sunt Andrei și vreau să mai filmez ceva, să mai vorbesc despre identitate. Ce înseamnă cuvântul ăsta și de ce vreau să-l folosesc așa. Mai am un video în care vorbesc despre asta și vreau să mai continui discuția asta. E foarte important să înțelegem, cum zice Pavel, că suntem o făptură nouă în Hristos. Deci dacă ți-ai dat viața lui Dumnezeu și te-ai născut din nou, în interiorul tău, Duhul tău, e o nouă ființă. Da? Deci nu doar că ești reparat, ci pur și simplu ești nou-nouț. Așa cum te-ai născut odată în lumea asta prin mama ta, așa te naști acum din Duhul Sfânt, în Duh, un nou om, nou, interior, născut din Duh, născut din Dumnezeu. Și e foarte important asta. Înseamnă că tot ce erai tu înainte a dispărut. Da? Deci pur și simplu a dispărut complet. A murit. Da? Ce e mort, e dispărut. Da? Deci nu mai există problemele tale, pe lângă păcatele tale care erau înainte, care au dispărut complet, ca de la est la vest. Nu mai există nici problemele tale, nu mai există în omul nou. Ele există aici, în mintea ta și în memoria ta și în sufletul tău. Da? Că ăsta e sufletul, ăsta e Duhul în inimă. Da? Ele există acolo și tu trebuie să înveți să gândești acum în funcție de omul care e interior acum. Problema e că în interior tu te naști din nou, exact la fel cum se naște și un bebe în lumea asta. Te naști bebeluș mic, da? Și bebelușul ăsta, născut din Duhul Sfânt, el trebuie să crească. Da? Iisus, când a fost pe pământ, el a venit tocmai ca om, tocmai din punctul ăsta de vedere. El a venit și a crescut în ce trebuia să fie. Nu a venit direct de 30 de ani aici. Perfect. Și plin de Duhul Sfânt, plin de putere, tot. El a crescut.